Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Dorim binecuvântarea și harul Domnului și peste lecțiile care vor urma despre faptele firii pământești. Dacă cineva s-a dus la o școală, s-a înscris la un examen și nu sunt afișate rezultatele cu admiși și respinși și sunt citiți de cineva și lui s-ar străga într-o masă de oameni, aici vor fi citiți și admiși, dincolo respinși. Cei care se gândesc că au luat examenul de bună seamă se vor duce în grămada celor admiși, ceilalți mai degrabă dincolo. Iar dacă cineva nu se va regăsi nici la admiși, nici la respinși, îi va spune cel în cauză, tu nu mai știi cum te cheamă eventual. Deci ori între faptele bune, ori între cele rele, sau uneori și între primele și între al doilea. Depinde, poate la unele materii am luat notă bună și la altele suntem respinși. Deci, în dreptul nostru doresc să fie foarte aplicativ acest studiu, fiecare pentru el. Și dacă terminăm lucrarea noastră, atunci mai putem să ajutăm și pe alții. Dar dacă nu știu cine ne lasă să-i facem lui lucrarea și pe a noastră n-am scris nimic. Așadar, o lecție introductivă despre faptele firii pământești, aceste fapte ale cărnii, sau ceea ce numim noi firea pământească. În limba greacă, termenul este sarx și ar însemna elementul păcătos al naturii umane, cu dorințele ei corupte. Vă amintiți când Dumnezeu l-a pus pe Adam și Eva în grădină? Ei nu aveau faine ca și echipament fizic cum avem noi. Dar în momentul în care au păcătuit, au simțit nevoia să se îmbrace. Dumnezeu nu i-a plăcut de hainele confecționate de ei înșiși și le-a făcut haine de piele. Printre altele a rezultat de aici că omul este făcut să se îmbrace, fie în lumină și slavă, cu un înveliș spiritual, fie în niște haine fizice atunci când omul a inversat ordinea și în loc de duh, suple, trup, s-a inversat dominând trupul și atunci el fiind în față a trebuit echipat. La fel este în întreaga ființă și pe entități omul. Ori este îmbrăcat în haine bune, ca fapte bune, ori este îmbrăcat în fapte rele. Spunea Domnul Iisus, ori faceți pomul bun, ori faceți pomul rău. Nu există posibilitatea de imparțialitate, să nu fii îmbrăcat nici cu unele, nici cu altele. Este înglobată această capacitate în natura noastră. Nimeni nu i-a spus lui Adam să se îmbrace. Dar în momentul când a dispărut un rând de haine, în acel moment a trebuit să se îmbrace cu alte haine. În momentul în care nu mai faci fapte rele, spune Pavel în Roman 6, din acel moment ești un rob al neprihănirii și vei face fapte bune sau invers. Când încetezi să faci fapte bune, nu te poți opri și te poți sustrage de la viață, de la activitate. Cauzele de cădere firii umane. Am notat două, deschideți vă rog la Roman capitolul 1. Primul lucru este scris în versetul 23 și repetat în versetul 25 și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor, căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu. Omul și-a schimbat concepția, și-a schimbat Dumnezeul, s-a schimbat. Și în momentul în care s-a schimbat, citim în versetul 25, și au slujit și s-au închinat făpturii în locul făcătorului. Omul și-a schimbat Dumnezeul. Până când a ascultat Adam și Eva de Dumnezeu, au avut anumite haine. Când au început să asculte de diavolul, s-au echipat în alte haine. Dacă vrei să lucrezi un lucru mai murdar, te îmbraci într-o șalopetă. Nimeni nu se bagă sub mașină, așa, la cravată sau la papion. Îți iei o șalopetă. Nimeni nu se duce în stradă să oprească o mașină îmbrăcată în șalopetă. Deci fiecare faptă și are echipamentul ei pe undeva. Când oamenii au schimbat Dumnezeul, altui Dumnezeu trebuia să slujească făcând alte fapte. De exemplu, slujind Dumnezeul cel adevărat, oamenii trebuie să trăiască în sfințenie. Și o altă schimbare care au făcut-o, citim în versetul 28, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor. Dumnezeu a lăsat în voia minții lor. Omul are aceste două proprietăți. Pe de o parte să slujească, să se închine cuiva, ori Dumnezeul adevărat, ori altui Dumnezeu străin și fals. Și de asemenea să se hrănească la nivelul minții cu ceva.
stomacul îl poți pune la post, dar încă nimeni până acum nu și-a pus mintea la post să nu rumegi ceva. Mintea marcine într-una, ca o voară. Când în cunoștința ta, la nivelul minții tale, nu te mai ocupi cu Dumnezeu, cu lucrurile sfinte, nu citești în Scriptură, nu te gândești la lucrurile bune. Din acel moment, tu gândești, dar gândești la altele. Sau invers, treci de la cele rele la cele bune. Aceasta a fost poziția omului. Pentru aceasta a optat omul să schimbe Dumnezeul ca slujire și închinare și să-și schimbe cunoștința, gândirea, mintea, ideile. Isaia 53, fiecare își vedea de drumul lui, dar lăsați de Dumnezeu. Dumnezeu putea să apeleze la forță. Un copil, dacă îl lași să-i vezi atitudinea lui, va face anumite năzbâtii. Dar ca și părinte, poți să abuzezi de forță, să-i interzici. Dar uitați, Dumnezeu ne-a lăsat această libertate. Să facem ce vrem. Bineînțeles, este o libertate responsabilă. Nu faci ce vrei și în urmă pleci unde vrei. Faci ce vrei, dar când ieși, ieși pe la poartă. Și discutăm asupra ceea ce ai făcut. Etapele căderii omului, acestor schimbări, am putea să spunem că mai întâi păcatul este în miezul lui, la nivelul inimii. Iacov 1 cu 15. Apoi pofta, când a zămislit, dă naștere păcatului. Și păcatul a făptuit. Deci înainte de a traduce în faptă, de a fi vizibil pe teren, aici la nivelul inimii, ca și la o haină, dacă am făcut această comparație. Înainte de a te îmbrăca, te uiți la o haină, îți cade bine privirii și spui, uite, aceasta o îmbrac și mă îmbrac cu ea. La fel, prima etapă a decăderii este aici la nivelul inimii, aici la nivelul gândurilor și al minții, acolo unde au schimbat Dumnezeul. Urmează a doua etapă, citim tot în Romani capitolul 1, versetul 32, și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că aceasta e trist și de aceea omul este responsabil, că măcar că știe că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei le fac. Urmează fapta. Dar ce faptă? Adam a făcut, dar s-a ascuns. De regulă, păcatul se face pe ascuns. Se face mai cu perdea, la un volum mai redus. Urmează apoi, prin ceea ce numește Iacov în capitolul 3, a fi asociere. În Iacov, capitolul 3, versetul 16, căci acolo unde este pismă, deci unde și-a făcut prezența un duc de pismă. Și duc de ceartă este și tulburare și tot felul de fapte rele. Amintiți-vă în poezia Pedeapsa care rămâne, spunea, și patima chemă minciuna, minciuna duhul ocigaș, un ordin scurt într-o scrisoare și toate celelalte au venit pe rând, parcă s-au chemat așa ca la apel. De asemenea, nu doar prin asociere omul ajunge să-și agraveze starea, și ceea ce citim în Efeseni capitolul 4, versetul 19, ei și-au pierdut orice pic de simțire. Simțirea nu se pierde dintr-o dată, ci treptat. S-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Omul, după ce se dedă, ajunge la ceea ce este scris în continuare în 32 din 1 Romani, nu numai că le fac, dar și găsesc de bun pe cei ce le fac. Când păcatul este scos la rang de virtute, când nu mai faci pe ascuns, când nu mai faci accidental, când deja te-ai dedat, când ceea ce spune în Tit capitolul 3 deja păcătuiești de la sine, și, ba mai mult, te lauzi și îi onorezi pe cei care fac asemenea lucruri. Nu îi condamn, pe când poziția noastră ar trebui să fie total opusă. În Efeseni 5, 11 este scris, și nu luați parte deloc la lucrările neroditoare în întunericul, ba mai degrabă osândiți-le și rețineți, versetul 12, căci e rușine numai să spune ce fac ei nascuns. Auziți, despre asemenea lucruri, tot aici în 5, versetul 3. Nici să nu fie pomenite între voi asemenea lucruri. Deci la cine a păcătuit ar trebui să-i fie și teamă, deci cu o groază să se mărturisească, dar în același timp să o facă. Dar când se ajunge la capătul celălalt, la ceea ce numea Dumnezeu probabil în dreptul amaleciților, spunea că numai după 400 de ani va veni poporul Israel înapoi în Canaan, când nelegirea lor va atinge culmea, când este afișat păcatul. Și aceasta este și în vremea noastră. Afișe de evanghelizare sunt mai puține și se rup, dar afișe murdare, deja este scos păcatul la rang de virtute, este culmea păcătoșeniei. Acestea sunt etapele. Mai jos de aici, iazul de foc, altceva, ce să mai fie? Ca și efecte a acestor stări de lucruri, stări de fapte, citim în Marcu capitolul 7, ceea ce spunea Domnul Iisus, versetul 23, și sunt, după ce înmăra acolo, câteva lucruri, toate aceste lucruri,
Nu unul da și unul nu. Toate aceste lucruri care ies din inimă spurcă pe om, altfel spus, întinează. Un prim efect este că te întinează, te pătează, nu mai e sfânt. Sau ceea ce spunea Pavel în 2 Corinteni, capitolul 7, versetul 1, îndemnând pe cei din Corint: deci fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințenia până la capăt în frică de Dumnezeu. Deci apare întinarea. Apoi, al doilea efect, atrag mânia lui Dumnezeu. În Romani 1 cu 18 citim: mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care năbușă adevărul în nelegiuirea lor. Și Efeseni 5 cu 6: nimeni să nu vă înșele cu vorbe de șarte, căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători. Este adevărat, mânia este și ea graduală. Mânia lui Dumnezeu se poate dezlănțui aici pe pământ și suntem pedepsiți într-un fel, sau poate fi vorba de mânia finală și definitivă, acea pedeapsă veșnică. Sau Coloseni 3 cu 6: din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultători. Păcatele urgent, această stare de cădere, atrag mânia lui Dumnezeu. În al treilea rând, ceea ce se amintea deja aici, anulează dreptul de moștenire la împărăție, la viața veșnică. Citim doar Galateni 5 cu 21: vă spun mai dinainte, cum am mai și spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și asemenea versete sunt mai multe. Pentru că în final, poate cel mai greu, Apocalips 21 cu versetul 8, partea lor este iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Efectul ultim, irevocabil și atât de trist, acel plâns și scrâșnire a dinților. Cred că această decădere în dreptul nostru ar trebui să sune așa cum îi scrie Pavel în Tit 3 cu 3: căci și noi eram altădată fără minte, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte și plăceri, trăind în răutate, în pismă, vrednici să fim urâși și urându-ne pe alții. Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu și Mântuitorul nostru și dragostea lui de oameni, El ne-a mântuit, mărire Domnului. Dacă încă cineva zace în această stare, Dumnezeu poate să ridice un alt capitol al introducerii noastre, am numit a fi prezentarea faptelor firii pământești, cu două subpuncte, identificare și clasificare. În Galateni, capitolul 5, în versetul 19 este scris: și faptele firii pământești sunt cunoscute. Și sunt acestea, și sunt numerate 17 fapte aici. Sunt cunoscute. Cum le cunoaștem? Cum le identificăm? Cred că cea mai clară și cea mai puternică metodă, criteriul de identificare a lor, este legea lui Dumnezeu, adevărul. În Roman 7, deschideți vă rog, spunea Pavel, versetul 7: dimpotrivă, păcatul nu l-am cunoscut decât prin lege. De pildă, n-aș fi cunoscut pofta dacă legea nu mi-ar fi zis să nu poftești. Și citim versetul 13: atunci un lucru bun mi-a adus moartea nici de cum, dar păcatul tocmai ca să iasă la iveală ca păcat. Deci legea lui Dumnezeu a apărut în diferitele ei forme, ca decalog, ca lege ceremonială și toate celelalte, ca să arate păcatul, ca să dovedească faptele omului. Apoi, un alt mod pe lângă cel al legii, citim în Roman capitolul 2, versetul 14, căci neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei care n-au lege, își sunt singuri lege. Și ei dovedesc că lucrarea legii fie este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor, care se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Să admitem prin o reducere la absurd că cineva nu știe care sunt legile în domeniul circulației într-o anumită țară. Dar dacă se tamponează cu cineva, fără să știe care sunt legile, sau un copil mic, care să zic nu cunoaște prea mult, dar a spart ceva, a lovit pe cineva, imediat în el un instinct se naște și se aprinde beculețul roșu. Este ceva bai. Deci și în firea noastră Dumnezeu a lăsat niște semne ca să putem identifica ce este bun și ce este rău. Chiar și firea, spune Pavel în 1 Corinteni 11, vorbind într-un anumit domeniu, versetul 14, nu vă înveață chiar și firea că este rușine un anumit lucru? Deci chiar și oamenii depinde acum de nivelul lor de degradare. Un om de o anumită moralitate din lume, care nu este un om născut din nou, dar și el știe că anumite lucruri sunt bune și altele sunt rele. Știți, există acea expresie că alb murdar. Așa că te uiți așa în mare și la distanță, zice, ăla e alb.
dar nu este un alb imaculat. Spune Pavel în Romani, în această privință, în 9:1, spun adevărul în Hristos, nu mint. Cugetul meu luminat de Duhul Sfânt îmi este martor. Deci sunt lucruri, de exemplu, a da în cap, a lovi pe cineva, ai fura ceva mai voluminos, mai consistent. Și chiar și oamenii fire spun asta, e păcat. Deci la lucrurile mari pot să facă distinție între care e o faptă a firii și care este una a Duhului. Dar noi în sensibilitatea Duhului, a cugetului, putem urca ștacheta până sus, încât să deosebim, să despărțim măduva de os, simțirile, gândurile, inimii, până la nivel de gânduri merge Dumnezeu, ce e alb și ce e negru. Să separăm. Este un proces în care totul este separat, negru tot într-o parte și albul tot în partea cealaltă. Și aceasta se va produce în noi, pe măsura apropierii noastre de Dumnezeu, pe măsura ce te apropii de o lumină, toate petele, toate impuritățile ies la iveală. Se sedimentează într-o parte, sunt vizibile și numai așa pot fi eliminate. Până nu ai descoperit un inamic, nu poți să-l elimini. Până nu-ți cunoști cine, Augustin spunea, dacă nu greșesc, că cea mai mare perfecțiune este să-ți descoperi propria imperfecțiune și apoi să o elimini. Pe lângă această identificare, care trebuie să o facem fiecare dintre noi în timp, depinde la nivelul la care suntem ajunși, nu putem face forțat dintr-o dată, după cum și Domnul Iisus le spunea ucenicilor, mai am și alte lucruri să vă spun, dar nu le puteți purta. Până au ajuns ei să vină Duhul Sfânt peste ei, să fie acea unitate în cuget, în gând, o simțire. Ei încă aveau probleme, ei încă se certau între ei care să fie cel mai mare. Petru, undeva și afirma așa superioritatea lui, chiar dacă toți ar face, eu am o veleitate specială, eu tot nu te părăsesc. În ce privește clasificarea, am extras din Noul Testament, sunt și în Vechiul Testament liste, dar am vrut să fie numai din Noul Testament, pentru că uneori există această impresie că de Vechiul suntem rupți. Am scos 10 liste din Noul Testament. Această clasificare am împărțit-o pe câteva domenii. M-ar fi în domeniul adulterului și asimilate. Necurăție, desfrânare, fără dragoste firească. În domeniul vorbirii, ceartă, vrajbă, pismă, certuri de partide. Apoi în domeniul idolatriei, închinare la idol, vrăjitorie. Apoi ar putea să fie în domeniul mândriei, trufiei, îngânfați, trufași, lăudăroși. Și toate acestea, parcă un set de păcate. Și așa cum este scris în Galateni, și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Sau în domeniul îmbuibărilor, beții, îmbuibări, ce spune Petru, 1 Petru 4, chefuri, ospețe, parcă sunt toate pe domenii. Marcu 7, 21 și 22. Gândurile rele, preacurviile, curviile, uciderile, furtișacurile, lăcomiile, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia. Am luat 10 liste, una aparține Domnului Iisus, 6 lui Pavel, una lui Petru, una lui Iuda și una lui Ioan. I-am luat pe fiecare dintre ei. Aici în Romani 1 avem 23 de păcate de fapte enumerate de la 29, nelegiuire, curvie, viclenie, lăcomie, răutate, pismă, ucidere, ceartă, înșelăciune, porniri răutăcioase, șoptitor, bârfitor, uritor de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născușitor de rele, neascultător de părinți, fără pricepere, călcător de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Când o să le luăm pe grupe, așa să le dezbatem, vom vedea cât de împânzit este păcatul în firea noastră. Este ca și un cancer, ca și o cangrenă, cum îi spune Pavel lui Timotei. 1 Corinteni 5, avem aici o listă de păcate mai grave. Păcate pentru care Pavel propune scoaterea din listele bisericii, din listele de membri. Versul 11. V-am scris să nu aveți niciun fel de legătură cu unul care este curvar, lacom de bani, închinător la idol, defăimător, bețiv, răpăreț. Și avem pe verso 6 cu 9 și 10 o altă listă mai amplă, listă de pe care oamenii nu vor fi scoși din biserică pentru toate astea, că nu toate pot fi depistate, dar listă după care oamenii vor fi scoși afară din împărăție. Curvarii, închinătorii la idol, preacurvarii, malahii, sodomiții, hoții, lacomii, bețivii, defăimătorii, răpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Următoarea listă, Galateni 5, avem 17 fapte aici. Unele seamănă între ele. Preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, desbinările, certurile de partide, pismile, uciderile, bețiile, îmbuibările și li s-ar putea continua. Vreau să spună Pavel, Efeseni 4,
o listă puțin diferită, mai sensibilă în capitolul 4 și mai gravă în 5. De la versetul 25. Minciună, 28. Furt, 29. Mai sensibil. Cuvânt stricat. Și apoi 31. Și mai sensibil. Amărăciune, iuțime, strigare, clevetire, orice fel de răutate. Iar în 5:5, curvar, stricat, lacom de avere, închinător la idol. Păcate mai grave. Și mai sunt aici în 4 câteva care nu-s prinse pe alte liste. Și bine citite de aici, versetul 4. Cuvinte porcoase, vorbe nechipzuite și glume proaste. Trei păcate foarte erudite. Următoarea listă din Coloseni, capitolul 3, versetul 5. Iarăși le separă, pe o listă sunt cele mai grave, curvia, necurăția, patima, poftarea, lăcomia. Și versetul 8 și 9, altele într-un fel mai puțin agravante, mânie, vrăjmășie, răutate, clevetire, vorbe rușinoase, minciună. Lista din Timotei nu mai citim, citim doar cea din 1 Petru 4, versetul 3 și 4. Desfrânări, pofte, beții, ospețe, chefuri, slujiri idolești, batjocuri. Iuda 16, 18 și 19. Cârtitori, nemulțumitori cu soarta, trăiesc după pofte, vorbe trufașe, slăvesc pe oameni pentru câștig, 18, batjocoritori, pofte nelejuite, 19, dezbinări, oameni supuși poftelor. Și o ultimă listă din două versete, 21 cu 8 și 22 cu 15, Apocalips. Lista în Apocalips, avem lista de la judecata de apoi, într-un fel spus. Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, corvari, vrăjitori, închinători la idol și toți mincinoși, partea lor este afară, și 15, afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idol și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Le-am enumerat pe toate, nu că nu le-aș citit vreodată, nu ca să vă obosim auzul. Ele pot fi scrise ca și păcate, dar aceste liste pot fi scrise ca și nume. În loc să spună mincinoșii, ar putea să spună Ion, Gheorghe, Maria. În loc să spună curvarii, ar putea să spună X, Y, Z. Pentru că în final nu vor fi aruncați, ei sunt deja condamnați, diavolii care au produs aceste păcate în noi, care le-au semănat potrivit în, cu pilda cu neghina. De în timp ce oamenii dormeau, a venit străinul și a semănat sămânță de curvie, de minciună și așa mai departe. Cine vor fi osândiți? Cei ce le vor secera, ce am semănat, aceia vom secera. Noi vom fi cei care secerăm atunci. Atunci nu va fi o listă de păcate. Dar cum este lista de păcate? Pusă la îndemână noastră să ne consultăm, să ne verificăm, dar în ziua aceea vor fi liste de nume. Și când spuneam la început lista cu admișii și respinșii, lista cu admișii făceam referire la roade, veniți că le-ați făcut și de pe lista cealaltă nu vor fi citiți așa pe biserici, cum făcea cineva o glumă într-un fel, vrând să-și ridice biserica lui în slavă, că au intrat în cer de la ei, de la ei, și la un moment dat au venit de la altă confesiune. Și când au venit de la altă confesiune, i-au așteptat cu fanfară la poarta cerului. Și au zis, da, pe ăștia de ce-i primiți cu fanfară? Ce de ăștia vin mai rar. În cer nu vor fi pe liste, pe liste de denominațiuni, pe liste de roade, de fapte bune. La ce l-a controlat pe acel om? Cum a intrat aici? Fără haină. Dar cine l-a pus pe Adam să se îmbrace cu hainele alea? Dar din oficiu te îmbraci când comiți răul. Spunând acestea, capitolul următor, capitolul ultim, eliminarea faptelor firii. Sunt trei procese de eliminare a lor din univers, efectiv. Una, eliminarea prin Duhul, care putem să facem noi curățirea, de fapt Domnul în noi. O altă curățire la nivel de biserică, ceea ce aminteam, îi dați afară. Și a treia curățire, la judecata de apoi, când vor fi excluși efectiv din împărăția lui Dumnezeu. Prima eliminare a lor, citim în Romani, capitolul 8, versetul 13. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele firii, veți trăi. Cât și când aici? 70 de ani? Nu, e vorba de o veșnicie. Prima eliminare a lor este prin Duhul. Și aceasta concret poate să fie, deschideți la 1 Corinteni 6, 11. Cum putem să facă să moară aceste lucruri? 1 Corinteni 6, 11. Și așa erați și unii din voi. Dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți. Ce s-a întâmplat cu fiul ispitor când s-a întors acasă? A venit cu haina lui? Una de curvar, o haină de chefuri, o spețe. Aia erau hainele lui. L-a dezbrăcat, bineînțeles că l-a și spălat și l-a îmbrăcat cu haină nouă. Ați fost socotiți neprihăniți.
Începutul e promițător și ieftin, având în vedere grația Tatălui. N-a trebuit să-l curtenească, n-a trebuit să slujească o vreme ca rob fiul risipitor, ci Tatăl l-a așteptat, l-a sesizat că vine și a ieșit în întâmpinare, vino. Măcar că unii s-au ispitit și se ispite și astăzi când se întoarce câte un fiul risipitor, Dumnezeu rămâne cu aceeași căldură părintească și dragoste de Dumnezeu. Și îi primește înapoi, se înnoiască și se le schimbe veșmintele. Acesta este prima parte. Iar a doua, pilda nu continuă. Dar v-ați gândit ce o fi spus tatăl la fiul risipitor sau altfel spus? Ce o fi înțeles el? Mai departe, să trăiască în hainele care l-a îmbrăcat tatăl. Ce ni se spune nouă tot mereu? Ferice, Apocalipsa 16, de cine își păzește hainele? De cine veghează asupra căii sale? Și viitorul, cred că cel mai clar am putea să citim din Romani capitolul 8, cum ar putea să fie asigurat, după ce în versetul 2, din 8, ni se spune, legea Duhului de viață mai zbăvit de legea păcatului și a morții. Căci lucru cu neputință lege, fiindcă firea pământească o făcea fără putere. Dorim să prindem și acest aspect. Prin firea noastră păcătoasă, pământească, spune Pavel de la 14 până la 23, că prin firea noastră, ca și cum prin terenul nostru, prin pământul acesta din care suntem făcuți, este în așa mod degradat încât nu se poate cultiva ceva bun. Decât dacă vine Dumnezeu și aduce îngrășămintele sale și îi schimbă conținutul. Dacă prin Duhul face să moară faptele firii. În natura noastră păcătoasă oricât ai semăna. Isaia spune, faptele noastre alea dinainte, cele mai bune sunt ca niște haine mângite. Nu, pământul dă spin și pălămide, e blestemat. Dar când Dumnezeu schimbă și binecuvântă noua viață, prin Duhul, și citim în versetul 5, în adevăr ce și trăiesc după îndemnurile firii pământești, umblă după lucrurile firii pământești. Întâi este un îndemn, apoi o umblare. Pe când ce trăiesc după îndemnurile Duhului, umblă după lucrurile Duhului. Și versetul 9, voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Și parcă și mai frumos în capitolul 6, versetul 17, dar mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu. Pentru că după cum ați fost robi ai păcatului înainte și săvârșeam ceea ce săvârșeam, ați ascultat acum din inimă de dreptarul învățăturii pe care ați primit-o, vă vorbesc omenește, versul 19, din pricina neputinței firii voastre pământești, după cum odinioară v-ați făcut mădularele voastre robe ale necurăției și purtam vechile haine și fără de lege, așa că săvârșeați fără de lege, tot așa acum trebuie să vă faceți mădularele voastre robe ale neprihănirii ca să ajungeți la sfințirea voastră. Și ce roade aduceați atunci? Roade de care acum vă este rușine, pentru că sfârșitul acestui lucru este moartea. Dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robe al lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică. Dumnezeu când te eliberează, nu te eliberează și îți dă drumul înapoi. Dumnezeu când te eliberează, te angajează la El. În continuare ești robul Lui și lucrezi pentru El și împreună cu El. Și prin El se poate trăi. Efeseni 2 spune, faptele bune sunt hotărâte, noi numai trebuie să umblăm în ele. Există acele îndemnuri la nivelul Duhului care l-a pus Dumnezeu în noi și care ne vrea cu gelozie pentru sine, spune Roman. Acele îndemnuri. Și dacă asculți de ele, în paralel, bineînțeles, sunt și îndemnurile diavolului. Dumnezeu îți va șopti, du-te la biserică. Diavolul îți va șopti, poate tinerilor, du-te în altă parte, la o distracție. Dumnezeu îți va șopti, citește în Biblie, roagă-te. N-a simțit cum vă șoptește Duhul? Dar de partea cealaltă este șoapta străină, care uneori vine chiar împunătoare, așa răgnește diavolul ca un leu. Dumnezeu uneori este așa un susur blând, te îndeamnă așa finuț. Cineva spunea că Dumnezeu ne șoptește prin cuvânt, strigă la noi prin dureri și va urla la judecata de apoi. Dumnezeu deodată vorbește așa, la o sonoritate accesibilă, ușor nouă, nu vrea să ne sperie, ci vrea să-L ascultăm din dragoste, nu de silă. De exemplu, cineva are niște bani și vrea să facă o faptă bună. Credeți că n-o să-ți fie șoptit așa cum scrie în Isaia? Urechile tare vor auzi glasul. Dă banul ăsta la cutare sărac. Fă cutare lucrare cu el. Dar și diavolul va șopti. Dar cumpără-ți pentru tine. Fă-ți pentru firea ta. Deci faptele-s făcute, tu numai trebuie să pășești. Ori în dreapta, ori în stânga. Gura-i făcută să vorbească. Când cineva te provoacă, auzi ce mai zici? Frate, mă gândesc că trebuie să ne pocăim, că e vremea sfârșitului. Dar tot cu gura aia poți să zici, aici așa m-am gândit în ultima vreme și cu politicienii ăștia că am sperat altceva. Fapt e făcut în una, poți să pășești, ori pe dreapta, ori pe stânga. Noi nu avem posibilitatea să devenim imparțiali, pe o cale proprie. Ați găsit undeva în Biblie că sunt trei căi? Nu, ori una, ori alta. Ori pomul bun, citim
în Matei 12 cu 33, ori pomul bun cu rodul bun, ori pomul rău cu rodul rău. Și spune Pavel, nu vorbim de aici în Roman 6 unor oameni care au venit din cer, au picat din cer și acum le spune, veniți, știți cum au fost acolo, cum a făcut și Iisus și l-au venit de acolo și acum stați cumiți pe pământ, să vadă ăștia niște sfinți. Sfinții nu-s picați din cer. Pavel spune unor oameni care a fost curva așa, așa, întrevoierea și ei, dar a fost sfințiți, ăștia sfinți, adevărații sfinți. Înainte mădurarele voastre au roabe neprihănirii și acum aceleași mădulare sunt mădulare în trupul lui Hristos. Aceleași, același om care înainte era mânios, acum este cel mai blând om de pe fața pământului. Același om care era un mincinos de n-avea pereche, acum a devenit un credincios și de o bunătate extraordinară. Același om, prin Duhul, aceasta poate să facă Dumnezeu. Dacă și oamenii sunt în stare, dintr-un fier vechi, din care a fost, să zic, un armament, cum e scris în Isaia, din săbile lor vor face pluguri, fac și ceva util. Dacă oamenii sunt tare prin tehnologia lor, dintr-un fier vechi, să-l returneze, să-l remodeleze și să producă ceva bun. Spune o poezie, și de ce să fii bastonul, lemnul care amenință? Vino azi și fii creionul, schimbă-ți viața, schimbă-ți tonul, de la moarte la credință, vino! Lasă ale tale uscăciunile lumești, că și toiagul de migdale, sărbătoarea de rusale, te va face să înflorești. N-am florit toiagul Aron? Într-un băț uscat? Acop migdale și asta peste noapte. Aceasta se poate prin Duhul, numai că diavolul e mulțumit și ne provoacă la jumătăți de măsură. Așa, să afișăm undeva prin exteriorul coroane sau așa mai la vârf niște roade bune, dar înăuntru, Domnul Iisus spunea, nu putem sluji la doi stăpâni, dar noi totuși putem uneori, că nu e acceptată slujirea, asta e altceva, dar uneori încercăm. Deci vreau, așa cum spune Pavel în Filipeni 3, nu că am și ajuns desăvârșit, dar tindem și ne luptăm pentru aceasta cu toată puterea. Doamne, ajută-ne! Cealaltă disciplinare, eliminare a faptelor firii, disciplinare la nivel de biserică, și-aș vrea să fim foarte atenți aici. Poate uneori ne învinuiți. Asta e ceva firesc. Cineva spunea că și conducerea are o caracteristică specifică. Toți șefii sunt criticați, sunt bârfiți. Recent citeam un articol despre un frate pastor de peste 30 de ani și știți ce regreta? Regreta că uneori a fost mai bun decât trebuie, mai bun decât i-a dat Dumnezeu să fie. Poate fi cineva mai bun ca Dumnezeu? Dar cum se face că în final Dumnezeu pe ăștia care au fost așa, cum am enumerat până aici, îi va scoate afară? Cum se face asta? Hei, așa facem și noi. Dacă un măr este sensibil, îl protejezi, îl iei cu mâna, nu scuturi, și îl pui acolo într-un coșuleț, dar după ce s-a stricat, ce mai poți face cu el? Mai poți face ceva? Atunci le separ, că afectează și pe celelalte. Dumnezeu va răbda lumea aceasta până în ultima instanță. Îi va întoarce pe toate părțile și care nu se coace în final să strică, ce se mai fac cu el? Ce spune în Apocalipsa capitolul 6? Se ceri și ui? E copt. Acum nu mai ai ce-i faci. Până nu-i crescut, mai sunt scuze, dar când e copt, nu mai ai ce să-i faci. Ori e bun, ori este rău. Această eliminare prin biserică are două aspecte. Una care se referă la noi, într-un fel la noi, la conducere, și una la dumneavoastră. Dacă atunci când apare un caz izolat, nu le elimini, după ce e un fenomen de masă, poți să faci carantină. Nu mai rezolvi nimic. E pierdută situația. 1 Corinteni 5, 12 și 13. În adevăr, ce om e să judece pe cei de afară? Nu este datoria voastră să judecați pe cei dinăuntru? Întrebare. Cât despre cei de afară judecă Dumnezeu, că lumea lui nu-i dat o nouă în grijă. La biserica, dați afară, dar, din mijlocul vostru pe răul acela. Dați afară. Vă spuneam, există această substituire uneori. Răul acela. Noi spunem, frate, noi urâm păcatul, nu pe păcătos. Așa face și Dumnezeu. Corect? Dar când e așa de lipit păcatul de păcătos, cum să-l dezlipești? N-ai cum să-l dai afară cu totul. Că e prea înșurubat unul pe altul. S-a ruginit filetul, nu mai prinde, n-ai cum să-l mai elimini. Atunci, renunț la tot, că nu mai ai ce face. Aceasta e în ultimă instanță, bineînțeles, și nimeni nu o face cu plăcere. Iar pentru dumneavoastră, rămânem tot aici în versetul 9, v-am scris în epistola mea să n-aveți nici o legătură cu curvare, însă n-am înțeles curvare lumea acesteia, că ești coleg de serviciu cu el, ce să-i faci? Păi ești copilot, dar nu-i sări din avion acum, copilotul e un om străcat. N-am înțeles curvare lumea acesteia. Căci atunci ar trebui să ducem toți o viață monahală, să ieșim din lume. Și m-a scris să n-aveți niciun fel de legătură cu vreunul care măcar că își zice frate și de pacea Domnului, adaug eu, totuși este curvar la com de bani, bețive, închinător la ide sau răpăresc. Un astfel de om nu trebuie să mâncați. Și nu uitați că în Corint masa de seară era luată cu cina la oaltă. Deci n-aș voie nici la cine să particip și nici la oarecare
masă și părtășie nu este indicat. E scris în 1 Petru, de aceea se miră ei că nu mai mergeți împreună cu ei. În Iuda e scris că ei sunt ascunși la mesele voastre dragoste, că dacă ar fi descoperiți ar trebui epurați, dar până să ascunși, conviețuiești, ca ceilalți cu Iuda, până când Domnul l-a detestat și i-a spus acum du-te că ți-a expirat mandatul. 2 Timotei 3:5. După ce este enumerată lista, este scris, depărtează-te de oamenii aceștia. Se întâmplă uneori două greșeli, orică noi nu ne facem partea, orică dumneavoastră. Noi nu ne-o facem când nu dăm afară pe un asemenea om. Bineînțeles, păstrând etapele de disciplinare. Mustrare, punere deoparte și de-abia în ultimă instanță, radiere. Atunci dumneavoastră ne puteți judeca. De ce n-ați acționat ca atare? Și aveți dreptate. Dar există și partea cealaltă când noi putem vedea greșeala la dumneavoastră. V-am citit, depărtează-te de un astfel de om. Cu un astfel nu trebuie să mănânci. Rupe legăturile cu el. Când cineva dintre dumneavoastră prietenește cu un astfel de om, imaginați-vă ce s-a ales și gândiți-vă. Era un David care a avut greșeala lui în bunătatea lui. David față de copiii lui a fost de o toleranță uneori depășită. Absalom stătea acolo la poartă și își făcuse bisericuța lui și știau toți că asta a durat 4 ani de zile, e scris. Adonia s-a sumețit și spunea, eu voi ajunge împărat, și David nu le-a zis nimic, a tolerat din partea lui. Dar au făcut greșeală și cei din popor. S-au unit cu Absalom fără să știe nimic. Și uitați, când s-a acumulat greșeala conducerii și greșeala poporului, ce a ajuns în țară? Război civil, morți. De ce? Pentru că și David și poporul n-a sesizat unul să elimine răul și celălalt să se depărteze de el. Este scris în Galateni, și vă citesc acest verset, Galateni 6, versetul 1. Fraților, dacă vreun om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, deci el firesc cu faptele lui, aferente firii, voi să-l ridicați cu duhul blândeții și ia seama la tine ca să nu fii ispitit și tu, de multe ori. Sunt unii care, și Domnul Iisus a stat cu vameșii și păcătoșii. Dar credeți că pe Domnul Iisus îl corupeau vameșii și păcătoșii? El își permitea la nivelul lui spiritual că nu l-ar fi dus în prăpastie. Dar e scris în Petru că unii care numai cât au scăpat de ele, dacă numai cât tu ai scăpat din birt, nu e indicat să te trimitem pe tine să aduci pe unul de la birt, nu e indicat. Nu e deloc indicat. Eu care am fost un microbist irăit, nu e deloc indicat să îmi permiți toleranța, să mă duc să părtășesc cu tine în ideea să te recuperez, cum este ideea asta occidentală. Să uneori să particip la întruniri sportive, vii tu cu noi la biserică, mergi noi cu tine la alte activități, doar în ideea să facem așa un parteneriat, care în final ne va mușca. Deci ia seama să nu fii ispitit și tu, dacă poți. Cum spunea cineva, ce ajută-mă cu tare problemă, ci eu mă îndepart de lege, dar așa ca încât să văd legea. Dacă poți să te văd și pe tine de la curba, ai altă problemă, te scap, dar dacă mă distanțez să nu mai văd legea, treaba ta, nu te scap pe tine. Eu rămân legat de Constituție. Și în final, acea eliminare prin judecată, am citit deja despre ea, reamintim doar, Apocalipsa 22:15, afară sunt. Dar știți ce înseamnă afară? Luca 13. S-a închis ușa stăpânul înăuntru și cei de afară, ce a început afară? Plânsul și scrâșnirea dinților. Am auzit oameni care sfidător vorbesc și în ziua de astăzi. Spunea cineva, ce mai bine de noi de cei de afară. Și că noi știm și cei înăuntru și noi știm și în afară. Noi intrăm când vrem. Și normal, până se închide ușa, intrați când vreți și știți când vreți. Dar după se închide și dacă vă prinde afară, ce s-a făcut? Nu știi dacă te joci pe țărmul mării cu fluxul și refluxul, cum o pățești? Este cam riscant? Și mai știm ceva, nu vă înșelați în această privință, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Dacă noi pe oamenii mai putem fenta și ne putem ascunde și diavolul poate simula și se îmbrăca în îngeri de lumină, pe Dumnezeu nu l-a înșelat nimeni, nici nu o să-l înșele. De aceea e scris în Proverbe, cine își ascunde fără de legile, nu merge înainte spre împărăție. Ăla bate pasul pe loc. Păi și normal, că până nu spune viza de la birou ăsta, deja va merge mai departe. Asta e prima viză, că trebuie să o pună. Deja bă, te duci, nu te primește nimeni. Te trimite înapoi la birou care ești la rând. Este nevoie, acolo unde este cazul, mai mult sau mai puțin, de o schimbare a minții și a inimii. Spune Petru, 1 Petru 4:1. Astfel dar, Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. Sau ceea ce spune Pavel, înnoiți-vă în duhul minții voastre. E necesar să ne schimbăm mintea. Adică să facem înapoi ce au făcut oamenii pe invers. Ei n-au păstrat pe Dumnezeu în cunoștință. Noi acum trebuie să-L dobândim pe Dumnezeu în cunoștința noastră.
să citim, să studiem, să medităm, să cugetăm zi și noapte, până când, din nou, reînregistrăm ce de fapt ni s-a șters. Dacă cineva a cunoscut limba engleză și n-a mai vorbit 20 de ani, a pierdut. Dar cum trebuie din nou, până se imprimă, până se formează tot lexiconul din nou în cap. Dar nu numai la nivelul minții, în Coloseni 3:12 citim, astfel dar, ca niște aleși preiubiți al lui Dumnezeu, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de, și enumeră acele roade frumoase, la nivelul inimii, că de aici pornește slujirea, în a-L sluji pe Dumnezeu și a ne închina a Lui, și spunea Domnul Iisus în Ioan 4, Samariteni, și adevărații închinători se închină Tatălui în Duh și în adevăr, o închinare în Duh, dinăuntru și totală, o adeziune desăvârșită și pentru totdeauna față de Dumnezeul nostru. Domnul să ne ajute la aceste lucruri. Domnul să ne dea harul să ne putem îmbrăca așa cum lui Adam și Eva Dumnezeu a făcut deodată ca un simbol al jertfelor. I-a făcut haine de piele, dar în final noi nu mai trăim prin jertfe, că e scris în Evrei că sângele taurilor și al țapelor nu era în stare să spele, să desăvârșească pe cei ce aduceau jertfele. Dar pentru noi s-a dat un alt sânge și se presupune că Dumnezeu, înainte de a-i face haine de piele lui Adam și Eva, a sacrificat un anume animal. Sângele a fost pentru iertarea greșelilor lor și pielea pentru haine. Când a fost sacrificat Domnul, sângele a fost pentru iertarea păcatelor noastre odată și pentru totdeauna. Evrei 7:25 rămâne și mijlocește totdeauna în cerul pentru noi, iar îmbrăcămintea Domnului, în ce trebuie să ne îmbrăcăm noi? În Hristos. Deci Hristos este mielul și blana Lui trebuie să fie acum peste noi. Îmbrăcați-vă în Hristos din momentul în care a fost sacrificată jertfa pentru voi. Nu mai este necesar până ne îmbrăcăm, dar nu doar pe din afară. Spune Pavel în Galateni 4, copilașii mei pentru care iară simt durerile nașterii. Știți, până ne face haine așa pe măsură, ca și Ana la Samuel în fiecare an, îi făcea o hăinuță pe măsură. Până ce va lua Hristos chip în voi. Sau tot în Galateni 1 spune Pavel, pe 1:16, să descopere în mine pe Fiul Său. Pe dinăuntru să spoim corabia și pe din afară, să fim și pe din afară un Hristos și pe dinăuntru. Și aceasta îmi pare foarte frumos scris în Efeseni 4, de la 17. Iată dar ce vă spun. În Galateni de asemenea era scris, vă spun cum v-am mai spus mai dinainte. Deci ce avem noi de făcut? Noi spunem oamenilor, aceasta e păcat, aceasta nu e păcat. Luminăm pe om. Lumina venită în lume luminează pe orice om. Și atunci omul se plasează. Unii rămân la întuneric că faptele lor sunt de așa natură, alții vin la lumină. Asta e rolul luminii. Mai întâi spui, aprins becul. Pe unii am spus să eliminăm noi, pe alții doar Domnul atunci. Iată ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul, să nu mai trăiți. Deci este vorba de felul de viață, felul de a trăi. Cum trăiesc păgânii? În deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu, au pierdut și cunoștința. Din pricina neștiinței în care se află urma împietririi inimii lor, deci la nivel de minte și de inimă și problema, inima s-a împietrit, mintea a uitat de Dumnezeu. Ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie aceea culme a fără de lege de care vorbeam, când păcatul este scos la rang de virtute, orice fel de necurăție. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos, începe învățarea în noi, la nivelul minții. Dacă cel puțin ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Iisus ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi, care se strică după poftele înșelătoare, și să vă noiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Doamne, ajută-ne! Dumnezeu dorește din noi să facă niște oameni total schimbați. Și eu sunt încredințat că dacă vom sta la îndemâna lui Dumnezeu, pe parcurs ce vom studia la rând aceste fapte ale firii pământești, cei care sunt sinceri se vor mărturisi, se vor ruga, vor cere ajutorul fraților, vor depune într-un cuvânt cu orice mijloc preventiv, cu pocăință inclusiv, pentru că în definitiv să evităm pierzarea noastră. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.